Este 9 și 9 minute, suntem live și pe Facebook pentru culinaria. Breza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. Mare brânză, mare gust, culinaria. Mă scuzați? Buton? Astăzi cu butoanele e nenorocire. Și mai ales când e în video, când aude că e filmat, pac, se emoționează tot. Da, mă, eu m-am pierdut cu firea, da. Și a figura aia de telespectator era, să zic, de realizator de televiziune. Televizionist. Da, așezat, da, așa. Da, vă rog. Astăzi la culinare am plăcerea să vă propun... Vorbești cu mine, nu te uita la cameră, n-ai nicio treabă. Da. O rețetă... Da. Și cu mine din când în când. Excepțională. De tartă cu telemea de laco și dovlecei. Aoleu, ia zi. Asta vine cumva după Dobrogeana de acum două săptămâni. Aoleu. Să completeze ador, dragul nostru de foietaje. Paranteză. Am avut o mică treabă de rezolvat în centrul Bucureștiului, în Piața Amzei, unde am găsit loc de parcare și dacă tot am parcat în Piața Amzei, m-am dus și am cumpărat tradiționala merdenea uleioasă, așa cum este ea. Da. Ma. Ți-a mai... Da? Nium, nium, nium. Eu n-am mai... Am mai? Hai să referim la tartă. Da. Hai. În fine. Dar acum să revenim la ale noastre. Pentru această tartă avem nevoie de aluat. Acum, cine se încumetă să-și facă aluatul singur acasă... Nu. E pe barba lui? Nu. Se găsește refrigerat, se găsește congelat, găsește aluat de tartă de toate felurile. Ăla refrigerat, în general, eu de la mai folosesc, este foarte bun și nu mai ai bătăi de cap, că altfel, dacă n-ai talent, dacă ești bun la aluat... Ești bun. Jos pălăria, ești imbatabil. Eu dacă nu, luați-vă refrigerat, că e excepțional. Și acum, tarta asta este așa. Avem nevoie de 2 dovlecei. Dovlecelul nostru românesc. Da. Dar și un zucchini sau zucchino, că nu știu cum e la singular. A, nu cred că are. Eu cred că e un zucchino, 2 zucchini, dar în fine, nu, așa îmi sună mie bine. Dar s-ar putea să fie un zucchini. Deci un zucchini și 2 dovlecei. Un zucchinel. Așa. 200 de grame de telemea de laco. Aici e la alegere. Poate fi de oaie, de vacă, sau de capră. De capră, capră. Bravo. E după gust. Sau puteți să faceți amestec. Deși capra cu alelalte nu prea... Dar cine știe? După gust. Deci puteți amesteca mai multe feluri de telemea sau puteți opta pentru una dintre variante. Aveți nevoie de 200 de grame, 200 de grame de smântână și 3 ouă. Bun. Asta este toată șmecheria și mărar. De asemenea, de gustibus. Dar în general, dovlecelul face casă bună cu mărarul. Întotdeauna. Și acum ai aluatul pe care fie l-ai făcut, fie l-ai cumpărat. Îl pui într-o formă de aia rotundă pentru tarte, pe care fie o ai, fie o cumperi. Așa. Și îl pui la frigider. Aha. Asta e un mic truc. Da. Pui la frigider. Și te apuci să faci umplutura. Umplutura o faci după cum urmează. Tai feliuțe dovlecei și pe zucchino / zucchini. Da. Și... Până și tu 2 zucchini ca să rezolvi o problemă. Așa. Și sărezi. Ca să tragă apa din ei, mai ales dovlecelul e plin de apă. Da. Dar în cazul plăcintei sau al tartei, cum e la noi, e mai bun decât zucchini. Da. Adică eu, în general, folosesc zucchini când gătesc, când fac paste, când fac alte alea, la grătar, la ce vreți voi, îmi plac mult mai mult decât dovlecei. Dar în cazul tartelor e mai bun dovlecelul, că e mai... Bun. Bun. Hai cu așa. Și dăm cu sare, după care îi lăsăm să tragă apa, îi ștergem, îi scurgem bine și ștergem un pic cu șervețele. Da. Și facem un amestec din brânză. Da. Cu smântână și cu ou. Cu ou. Ou întreg sau doar gălbenuș? Întreg, domnule. Aha. Și cu mărar, ou bătut în prealabil, evident. Așa. Și am făcut compoziția. Scoatem aluatul ăla de la frigider. Punem pe el o hârtie de copt și îl băgăm la cuptor pentru vreo 10 minute, cât să se rumenească un pic. Nu, știi, stai, că nu înțeleg. Aluatul este deja în tavă. Da. Și unde pui hârtia de copt? Este aluat așa. Se pune că de cine ce? Cine se rumenește? Pe fund, știi? Și aha, pe părți, că în momentul în care faci tartă, scoți în afară aluatul, știi? Ah, ok. Am înțeles. După care îl dai afară. Deci doar 10 minute să crească puțin. După care îl scoți. Scoți, evident, hârtia de copt și începi să așezi straturi de feliuțe de dovlecel
Și compoziția făcută din brânză de lacu, smântână, ouă și mărar, da? Și pui un rând de dovlecei, un rând de brânză, un rând de dovlecei, un rând de brânză. Deci ca o lasagne cu telemea de capră și dovlecei, da, în loc de foi de paste și sos beșamel și carne. Practic e același lucru. În fine. Și o pui la cuptor. Aha. O lași vreo jumătate de oră. Acum, iarăși, am mai avut discuția asta. Fiecare cu cuptorul și cu temperatura lui. Deci asta cu a da temperaturi și... La trebuie să fie o temperatură mai ridicată. Nu cred că e loc. Ca la orice, asta, 180 de grade temperatură. De fapt, 180 de grade la, în bucătărie e un fel de temperatură asta, se cum e 36 la corpul uman. Cam toate rețetele la 100. O să vezi. 80% dintre rețete, dacă nu 90, se fac la 180 de grade. Da. Dacă vrei, dă o căutare. La corpul uman, dacă ai numai 36, ți-e frică. Rău. Bine, mă. 36 jumate. Ok, hai. Mai eu cam așa stau. Așa. În... Tu ai 36 de grade? Așa, mă simt. Ești mai frig la noi aici. E, o dai la 180 de grade 30 de minute sau fiecare cu cuptorul lui știe el cum. Și până e gata. Până e gata. O vezi după că s-a rumenit. Nu e, adică e n-ai foame. Nevoie de... După care, recomandarea pentru această tartă e să o bagi la, să o lași să se răcească și să o bagi la frigider. Și să o mănânci rece. Că dacă merge poți... mai bine rece decât caldă. Pentru că de ce? O bagi la 36. Pentru că un cumul de factori. Da. O brânză dovlecei. Da. Mi-e foame. Dar una peste alta chiar e mare brânză, să alegi o brânză cu mare gust. Tu știi ce am mâncat eu azi dimineață? E importantă. Zucchini. Da. La fel ca și la merdenea și la dobrogeană, cheia e brânza. Brânza, întotdeauna. Că e plin de dobrogene orașul. Da. Și gen vitrinele de merdenele. Dar dacă n-ai brânza aia corectă în umplutură, nu-i tot una. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust. Wake up, wake up. Deșteptarea. Wake up. Rise and shine. În fiecare dimineață la Europa FM.